Primăria municipiului Megidia organizează marți 11 iulie în sala de ședință a Consiliului Local o dezbatere publică deschisă tuturor cetățenilor interesați. Vor fi puse în discuție două proiecte ale municipalității. Dezbaterea va începe la ora 11, iar cele două puncte puse în discuție privesc zonarea municipiului Medgidia și stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2018. Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2018, care urmează a fi supuse spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Medgidia. Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al primăriei și la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul primăriei municipiului Medgidia. Dezbaterea se va desfășura în sala de ședințe a Consiliului Local Municipal Medgidia și este deschisă participării tuturor cetățenilor și oricăror grupuri interesate.